Președintele PSD a anunțat astăzi că dacă partidul Iova cere, va accepta să intre în cursa pentru Cotroceni. Tot astăzi, premierul a spus că prima parte a remanierii guvernului va avea loc cel mai probabil până la începutul lui august. O femeie și un bărbat de 8 ani din România au murit în Grecia în urma furtunilor violente din Halkidiki. Un alt român a fost rănit și este acum internat la spital. În zonă a fost decretată stare de urgență. Casa de Asigurări de Sănătate anunță că platforma sa electronică este indisponibilă. Drept urmare, cardurile de sănătate nu mai pot fi folosite, iar toate serviciile medicale și medicamentele se acordă în regim offline. Numărul focarelor de peste porcină a ajuns la aproape 200 în 77 de localități. Până acum au fost stinse peste 1200 de focare și au fost ucise aproape 370.000 de animale. Simona Halep joacă astăzi în semifinalele de la Wimbledon împotriva Elinei Svitolina. Simona este cotată ca favorită de experți, care spun că are o șansă bună de a câștiga pentru prima oară turneul. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.